mai multe sortimente de măsline comercializate în sistem VRAC sau ambalate în recipiente din sticlă sau tablă din România au fost analizate de specialiști. Din păcate, rezultatele sunt alarmante. Conform știri de Cluj.ro, se cunoaște că măslina crudă este amară, îndeosebi dacă este verde, fiind necesară fermentarea fructelor, care se face mai repede cu leșie sau mult mai lent cu saramură, pentru îndepărtarea sursei de amar și pentru asigurarea fermității corpului măslinei. Piața a fost alcătuită treptat din sortimente variate de măsline, realizate din fructe culese în diferite etape ale coacerilor, dar și supuse unei game foarte largi de tratamente. Este evident că tentația inducerii în eroare a consumatorilor este mare, iar un consumator neavizat nu va face diferența dintre măslinele negre obținute prin tehnici de înnegrire și cele care au căpătat această culoare la încheierea ciclului de coacere. Măslinele au de 4 ori mai multă substanță grasă decât substanță dulce. În termen de specialitate, grăsimile din măsline au o pondere de peste 15% și sunt deosebit de valoroase. Binefăcătoarele grăsimi nesaturate sunt în cantitate de 6 ori mai mare față de grăsimile saturate, motiv pentru care lumea medicală, nutriționiștii și, în general, consumatorii informați nu contene să laude virtuțile măslinelor și să încurajeze consumul lor, afirmă un profesor universitar. Măslinele negre comercializate pe piața noastră sunt intens procesate și conțin un exces de sare și oțet. Practic, dacă mâncăm 15-20 de măsline procesate, depășim cantitatea zilnică de sare admisă. În plus, pentru a înnegri măslinele, producătorii utilizează lactatul feros și gluconatul feros, doi stabilizatori care ar trebui să nu depășească în dieta zilnică cantitatea de 0,8 mg per kilogram corp. E202 este un sorbat de potasiu conservat. Este un aditiv ce irită pielea, ochii și mucoasele. Poate fi genotoxic și mutagen pentru celulele sângelui uman. E270, acidul lactic, este folosit ca stabilizator și conservant. Poate produce reacții alergice precum mâncărimi, inflamarea limbii și a mucoaselor, respirație greoaie, secreții nazale, favorizează subțierea smalțului dentar și apariția cariilor, poate irita mucoasele și sistemul digestiv, producând diverse afecțiuni digestive. Alimentele ce conțin E270 nu trebuie consumate de bebeluși și copiii mici, pentru că ei nu dețin echipamentul enzimatic necesar metabolizării acestuia, relatează știri de Cluj.ro.